zilei, viața, învierea și nădejdea noastră, bucură-te! Către tine strigăm, surghiniții fiei Evei, către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după surghinul acesta, arată-ne-l nouă pe Iisus, binecuvântat rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rozariu, să ne rugăm. Dumnezeule, al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul, ca cinstind aceste mistere, prin Rozariu Preasfinte Fecioare Maria, să imităm ceea ce le cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta este viața cea sfântă, Hristos din mormânt a înviat. Se bucură cerul și cânete, Domnul nostru pe toți ne-a salvat. Hristos, Hristos, din mormânt glorios a înviat. Hristos, Hristos, din morți pentru noi a înviat. Prin crucea și moartea lui sfântă, Iisus cerul iar ne-a deschis. Puterea satanei înfrânătă, iadul ești de acum învins. Hristos, Hristos, din mormânt glorios a înviat. Hristos, Hristos, din morți pentru noi a înviat. Învierii, popoarele azi te slăbesc. Spre tine, Stăpânul puterii, cu nădejde de-a poporuri privesc. Hristos, Hristos, din mormânt glorios a înviat. Hristos, Hristos, din morți pentru noi a înviat. Hristos, am înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânte viață dă-mi.
Hristos, amen, viată din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruine dolore. Hristos, amen, viată din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruine dolore. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Vestiți cu glas de bucurie ca să se audă. Vestiți până la marginile pământului. Domnul a eliberat poporul său. Aleluia! Hristos a înviat! Excelența reverendisima Giuseppe Mani, cari ospiti, cucernici părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, în atmosfera învierii Domnului, noi cei care suntem în duminica în șasa, frații ortodoxi, chiar în ziua învierii, vrem în catedrala noastră să-L preamărim împreună pe Dumnezeu. Am făcut-o întreaga zi astăzi. Acum o facem împreună. Și sigur, astăzi fiind și începutul lunii mai și ziua Sfântului Iosif, patronul muncitorilor, vrem ca să apelăm la ei, pentru ca noi să ne însușim mesajul lui Hristos cel înviat. Să ascultăm la Sfânta Predică pe Preasfințitul Giuseppe, care ne prezintă imaginea Sfântului Iosif ca unul care l-a slujit pe Hristos împreună cu Maica Preacurată și pe Maria, în familia Sfântă din Nazaret. Cara Excelența, sia benvenuto qui nella nostra diocesi, nella nostra cattedrale. Noi sappiamo che lei è stato sicuramente per anni pastore e anche arcivescovo di Cagliari. Siamo al corrente che lei è stato anche ordinario militare in Italia, potrei dire generale militare. Siamo contenti che lei è venuto a visitare questi fratelli, congregazione Cavanis, che sono presenti qui anche con il superiore generale. Siamo felici e vi accogliamo con gioia e aspettiamo le parole sul suo patrono, San Giuseppe. Ne disponiamo acum pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii în ziua de 1 mai, amintindu-mi eu și amintind noi mai 1990, când am primit misiunea și sacramentul Sfintei Preoții ca episcop. Preoție care îl face pe cineva să fie apostol. Apelând la rugăciunea dumneavoastră, îi rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze prin mijlocirea Sfinților, a Maicii Domnului și a Sfântului Iosif. Și acum din inimă spunem, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Fecioară,
pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne Iisuse, Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc, ca să tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, ne durete de noi, Doamne, ne durete de noi. Tu care ai venit să chemi pe cei păcătoși la pocăință, Hristoase, ne durete de noi, Hristoase, ne durete de noi. Doamne Iisuse, care șezi de-a dreapta Tatălui, ca să mijlocevești pe netronoi, Doamne, ne durete de noi, Doamne, ne durete de noi. Gloria in excelsis Deo. Lovoria, lovoria, in excelsis Deo. Lovoria, lovoria, in excelsis Deo. In excelsis și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. In excelsis care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întrumărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul de a celebra cu însuflețire aceste zile de bucurie în care cinstim învierea Domnului, pentru ca misterul pascal pe care îl contemplăm să se manifeste necontenit în faptele noastre. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Duhul Sfânt și noi am hotărât să nu vă impunem nicio povară în afară de acestea care sunt necesare. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, unii dintre cei care coborâsere din Iudeia îi învățau pe frați: dacă nu primiți circumcizia după obiceiul care vine de la Moise, nu puteți să vă mântuiți. Întrucât s-a evit o divergență și o discuție aprinsă între Paul și Barnaba și aceștia au hotărât ca Paul și Barnaba, împreună cu alți câțiva dintre ei, să urce la apostoli și la prezbiterii din Ierusalim în legătură cu această dispută. Atunci apostolii și prezbiterii, împreună cu toată comunitatea, au hotărât să aleagă câțiva oameni dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Paul și Barnaba, pe Iuda, numit Barsaba, și pe Sila, bărbați de frunte printre frați. Au trimis prin ei această scrisoare: apostolii și prezbiterii frații voștri, către frații din Antiohia, Siria și Cilicia, care provin dintre păgânii. Salutare! Deoarece am auzit că unii dintre noi, care au plecat fără să le fi poruncit noi, v-au tulburat sufletele prin cuvintele lor, am hotărât în unanimitate să alegem câțiva oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu iubiții noștri Barnaba și Paul, oameni care și-au închinat viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Totodată, vi am trimis pe Iuda și pe Sila ca și ei să vă vestească acestea prin cuvânt. Căci Duhul Sfânt și noi am hotărât să nu vă mai impunem nicio povară în afară de acestea care sunt necesare. Să vă feriți de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate și de desfrânare. Dacă vă veți feri de acestea, bine veți face. Cu bine. Cuvântul Domnului. Să te laude popoarele Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Să te laude popoarele Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să-și îndrepte spre noi fața senină, ca să fie cunoscută pe pământ calea ta și mântuirea ta la toate popoarele. Să te laude popoarele Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Să se veselească și să strige de bucurie neamurile, pentru că judeci popoarele cu dreptate și călăuzești neamurile pe fața pământului.
Să te laude popoarele Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Să te laude popoarele Dumnezeule, toate popoarele să te laude. Să ne binecuvânteze Dumnezeu și să se teamă de El toate marginile pământului. Să te laude popoarele Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, care cobora din cer de la Dumnezeu. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Unul dintre cei șapte îngeri m-a luat în duh pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, care cobora din cer de la Dumnezeu. Ea avea gloria lui Dumnezeu. Splendoarea ei era ca unei pietre de mare preț, ca unei pietre de iaspis cristalin. Ea avea un zid mare și înalt, cu 12 porți, iar deasupra porților erau 12 îngeri și numele înscrise, care sunt numele celor 12 triburi ale fiilor lui Israel. La răsărit 3 porți, la miază noapte 3 porți, la miază zi 3 porți și la apus 3 porți. Iar zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Nu am văzut în ea niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic este templul ei și mielul. Cetatea nu are nevoie de soare și nici de lună ca să o lumineze, căci gloria lui Dumnezeu o luminează, iar făclia ei este mielul. Cuvântul Domnului. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Iubește cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul, Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. Alleluia, 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 alleluia. Domnule să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor săi, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locuință la el.
Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultați nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca atunci când se va întâmpla, să credeți. Cuvântul Domnului. Excelențele voastre, cucernici, confrați preoți, iubiți frați în credință. Antifona de la începutul acestei celebrări este o invitație insistentă, vestiți cu glas de bucurie, vestiți până la marginile pământului, Domnul a eliberat poporul său. Îi mulțumim Domnului că ne-a adunat în această zi, în această catedrală, pentru ca să luăm și noi parte la această corală imensă care proclamă lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Sunt multe motive pentru care putem și trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Le-a amintit Preasfințitul succint la începutul Sfintei Liturghii. Suntem deja în duminica a șasea a Paștelui și Biserica ne pregătește spre celebrarea împlinirii, desăvârșirii acestui timp preasfânt prin coborârea Duhului Sfânt la Rusalii. Suntem în Ziua Mondială a Muncii, o sărbătoare de sorginte profană, dar pe care Sfânta Biserică vine și o întâmpină cu modelul muncitorului desăvârșit care este Sfântul Iosif. Este luna mai, lună închinată Sfintei Fecioare Maria, care este fiica predilectă a Bisericii și totodată mama ei. Este pentru noi și un alt motiv de bucurie, pentru că astăzi este aniversarul consacrării într-un episcopat a Preasfințitului pentru Gheorghel. Este sărbătoarea lui, dar e și sărbătoarea noastră, pentru că biserica se realizează în episcopul ei și acolo unde este episcopul este și biserica. Și zic că avem atâtea motive de laudă ca să-i o aducem lui Dumnezeu. Să încercăm să vedem cum luminează cuvântul lui Dumnezeu proclamat la această sfântă liturghie, această invitație la lauda lui Dumnezeu. Fragmentul pe care l-am ascultat la Evanghelie face parte dintr-un discurs de adio al lui Iisus Hristos. Practic, suntem încă în cenacol, îndată după cina cea de taină, după ce Iisus le-a spălat discipolilor săi picioarele și le-a dat porunca cea nouă a iubirii. Și la un moment dat le spune că mă duc să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu veșnic sunt multe lăcașuri din ceruri.
s-a iscat de aici o anumită animozitate și Iisus, încet, le tălmăcește semnificația acestei plecări și semnificația necesității acestei plecări. În fragmentul pe care l-am ascultat în seara aceasta, Iisus Hristos pare să dea în mod indirect răspuns întrebării pe care i-a adresat-o Iuda, nu Iscariotul, care îi spune la un moment dat lui Iisus Hristos: Doamne, cum se face că ni te vei revela nouă și nu lumii? Și iată că Iisus face distinție între ei, discipol și lumea. Și spune el: dacă cineva mă iubește și păzește cuvântul meu, cuvântul, adică toată învățătura lui Iisus Hristos, Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locuință la el. Dacă cineva nu iubește cuvântul meu, atunci nu face parte din acest grup, adică este lumea, aceea care l-a respins pe Iisus Hristos și care nu a primit cuvântul său. Dar este important că dacă cineva mă iubește și păzește cuvântul meu, Tatăl îl iubește și vom veni la el și ne vom face locuință la el. Spuneam că discursul îl deschisese Iisus cu această provocare, că mă duc să vă pregătesc o locuință și iată că el împreună cu Tatăl vine ca să-și găsească locuință în acela care îl iubește pe el. Și spune Iisus că v-am spus acestea cât timp sunt cu voi. Dar Duhul Sfânt, cel pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, el vă va învăța toate și vă va aduce aminte toate cele pe care vi le-am spus. Adică împlinirea acestei plecări a lui Iisus Hristos are drept prim rod darul Duhului Sfânt. Iar darul Duhului Sfânt înseamnă înainte de toate pacea. Și spune Iisus Hristos: pace vă dau vouă, pacea mea o las vouă, nu ca pacea pe care o dă lumea. Și care este diferența? Pentru că pacea pe care o dăruiește Iisus Hristos nu este un simplu salut, nu este o simplă dorință, un simplu deziderat, ci este înainte de toate eliberarea de frică, pentru că pacea este egală cu Duhul cel Sfânt, cel care îi va conduce pe discipolii săi la tot adevărul, indiferent de dificultatea situației în care se vor afla discipolii. Și avem în prima lectură un exemplu. Suntem în anul 49, probabil 50, deci la câțiva ani după moartea lui Iisus Hristos. După ce Saul a fost, după ce Ștefan a fost ucis cu pietre, mulți dintre discipolii care au primit cuvântul lui Iisus Hristos au fugit din Ierusalim. Și acolo unde s-au dus, au început să vorbească despre experiența minunată pe care au făcut-o cunoscându-l pe acela pe care conducătorii poporului evreu l-au dat în mâinile păgânilor, dar care a înviat din morți și care este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și mulți dintre păgâni, auzind cuvântul acesta, au primit cuvântul vieții și l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Dar ne spune fragmentul din seara aceasta că au coborât unii de la Ierusalim
printre aceste comunități, mai precis la Antiohia, și au început să învețe pe cei care proveneau dintre păgâni că dacă nu veți primi circumcizia după tradiția primită de la Moise, nu vă veți mântui. Problema era delicată, problema era grea, era o problemă de fond, adică mântuirea pe care a adus-o Iisus Hristos era condiționată de un ritual legat de Vechiul Testament. Trebuiau cei care vor să ajungă la mântuire să accepte în mod necesar religia mozaică. Și ați auzit că s-a iscat o dispută mare. Paul și Barnaba, venind dintr-o experiență bogată după prima lor călătorie în Cipru și în Asia Mică, unde mulți dintre cei care aparțineau de popoarele păgâne au primit cuvântul lui Dumnezeu, vin și susțin că nu e nevoie de circumcizie. Și atunci au hotărât, pentru ca să rezolve problema, să-i trimită pe Paul și pe Barnaba împreună cu unii dintre ei la apostolii și prezbiterii din Ierusalim. A fost acolo o discuție, a fost o întâlnire, a fost o dezbatere. Este practic primul conciliu din istoria Bisericii. Vă recomand să citiți capitolul 15 din Faptele Apostolilor și să vedeți cum s-a dezbătut această problemă. Ceea ce a selectat Sfânta Biserică pentru lectura de astăzi este rezoluția finală. În cele din urmă s-au hotărât ca pe lângă Paul și Barnaba și cu unii dintre ai lor să trimită și pe Sila, numit Barsaba, pe Iuda, numit Barsaba, și pe Sila, pentru ca să întărească rezoluția aceasta pe care apostolii, prezbiterii și toată comunitatea, adică biserica întreagă, o trimite fraților care se aflau în Antiohia, în Siria și în Cilicia. Este importantă formularea acestei decizii și vă rog să o rețineți: Duhul Sfânt și noi am hotărât să nu vă impunem nicio altă obligație în afară de acestea, care erau evidente: să vă feriți de carnea jertfită idolilor, pentru că în jertfele de comuniune, la toate religiile, o parte din carne era arsă în semn de oferire zeului, iar cealaltă parte era consumată în semn de comuniune cu el. Și este clar că dacă cei care îl acceptau pe Iisus Hristos refuză cultele zeităților păgâne, era clar că trebuiau să evite și carnea aceasta care le era consacrată. În alte locuri Sfântul Paul va veni să precizeze că de fapt zeii nu există. Și dacă nu există, practic nu este problema aceasta, dar e bine de respectat pentru cei care au conștiința mai slabă. De sânge, pentru că sângele este viața, iar Dumnezeu și-a rezervat sieși cu gelozie dreptul asupra vieții. Omul nu are dreptul să intervină asupra vieții celuilalt, adică asupra sângelui celuilalt. Vă aduceți aminte de avertismentul pe care îl adresează Dumnezeu lui Cain: sângele fratelui tău strigă la mine din țărână. Era vorba de animalele sufocate, adică era vorba de leșuri, de cadavre, care nu erau sacrificate
după modul obișnuit și era vorba de desfrâu. Dar aș vrea să rețineți lucrul acesta, că Duhul Sfânt și noi am hotărât asta apostolii, prezbiterii și întreaga comunitate către frații din Antiohia, din Siria și din Cilicia, care proveneau dintre păgâni. Comunitatea celor care credeau în Iisus Hristos era înainte de toate o comunitate de frați, animată de Duhul Sfânt, dar structurată ierarhic, adică apostolii, prezbiterii și întreaga comunitate. În felul acesta, de-a lungul veacurilor, biserica însuflețită de Duhul Sfânt se pregătește ca să devină mireasa aceea împodobită care îl așteaptă pe mirele ei. Este ultima imagine cu care Sfântul Apostol Ioan în Apocalips descrie biserica. Și în cea de-a doua lectură de astăzi am văzut tocmai un fragment în care Sfântul Ioan ne spune că unul dintre îngeri l-a dus pe un munte mare și înalt și de acolo i-a arătat Ierusalimul Ceresc, cetatea care se cobora din cer de la Dumnezeu. Ceea ce o caracterizează este că are gloria lui Dumnezeu și de aceea strălucirea ei nu poate ca să fie exprimată, încearcă el printr-o piatră prețioasă, adică zice el ca o piatră de iaspis cristalin. Era o cetate care se caracterizea înainte de toate pe ziduri, semnele siguranței și ale apărării. Dar zidurile acestea aveau porți în toate direcțiile, spre cele patru puncte cardinale. Aveau porți, iar deasupra lor se afla îngerul și numele înscris, care era numele celor 12 triburi ale fiilor lui Israel. Și aceste ziduri erau construite pe 12 temelii care erau cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Ceea ce vrea să spună că această cetate minunată, care garantează siguranța și stabilitatea, este deschisă spre toate popoarele. Și ceea ce mai subliniază viziunea de astăzi este că înăuntrul Ierusalimului Ceresc nu mai este templu. Templul era locul în care oamenii se adunau ca să-L întâlnească pe Dumnezeu, să-I aducă cultul lui Dumnezeu. Dar în mijlocul Ierusalimului Ceresc era însuși Dumnezeu și împreună cu El mielul. De aceea nu mai era nevoie de niciun templu. Și această cetate nu mai avea nevoie nici de soare și nici de lună ca să fie luminate, pentru că Dumnezeu era lumina ei, iar mielul era făclia. De aceea, iubiți frați, liturgia de astăzi ne îndeamnă ca răspuns la cuvântul viu al lui Dumnezeu să-i răspundem Domnului cu psalmul 67, care s-a cântat după prima lectură. Ați auzit conținutul acestui psalm. Domnul să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Cu siguranță că vă aduceți aminte de primele cuvinte pe care biserica le rostește către credincioșii ei în prima zi a anului civil, la 1 ianuarie, aceasta este lectura din Cartea Numerilor, în care Dumnezeu îi poruncește lui Moise să le spună lui Aaron și fiilor săi cum să-i binecuvânteze pe fiii lui Israel. Când este vorba de binecuvântare,
E vorba înainte de toate de viață, este vorba de fertilitate, este vorba de rodnicie, adică fertilitatea familiei și rodnicia pământului. Pentru ca să se cunoască pe pământ calea ta și mântuirea ta la toate popoarele. Este un concept acesta multiplu, bogat, profund și în același timp unitar, pentru că vorbește despre experiența omului cu Dumnezeu, care are un plan pentru fiecare dintre ei. Fiecare om trebuie să se conformeze planului pe care Dumnezeu îl are cu el. Și atunci este evident că vine refrenul pe care l-am repetat de atâtea ori: să te laude popoarele Dumnezeule, să te laude toate popoarele. Îl implorăm astăzi pe Bunul Dumnezeu să ne facă și pe noi vrednici, să ne înscriem în acest cor al tuturor popoarelor care îl laudă pe Dumnezeu pentru toate darurile sale, pentru darul mântuirii, pentru darul cuvântului dătător de viața lui Iisus Hristos, pentru darul prezenței Tatălui în mijlocul nostru, pentru darul Duhului Sfânt care animă biserica sa și pentru darul episcopului, împreună cu care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca o biserică vie pe cale de purificare. Celor preiubiți, în această atmosferă de bucurie, așteptând binecuvântarea lui Dumnezeu, noi cei care suntem astăzi uniți pentru celebrarea Sfintei Liturghii, ne reînnoim speranța noastră, bucuria noastră și credința noastră, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, Iisus cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatăl, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața viață. Fraților preiubiți, având astăzi în fața noastră imaginea Preacuratei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, patronul celor care muncesc, ne rugăm lui Dumnezeu prin mijlocirea lor ca să ne facă vrednici de a fi și noi martori ai Evangheliei sale.
martori până la marginile pământului. Doamne Iisuse, care ai voit să fii numit Fiul Templarului din Nazaret, ocrotește biserica ta și binecuvântează munca Sfântului Părinte Papa Francisc, a episcopilor noștri și a tuturor celor care vestesc cuvântul tău. Te rugăm, ascultă! Păstrează-l în harul tău pe episcopul nostru Petru Gergel, care astăzi împlinește 26 de ani de la consacrarea episcopală. Te rugăm! Dă-ne putere și bucurie în împlinirea îndatoririlor noastre zilnice. Te rugăm, ascultă. Dă-ne harul să ne îndeplinim munca în spirit de slujire a ta și a aproapelui și astfel să o transformăm în rugăciune. Te rugăm, ascultă. Ajută-i pe părinți să-și educe copiii în iubirea față de tine. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-le copiilor și tinerilor dragoste față de muncă. Te rugăm, ascultă. Dă-ne lumină și tărie ca să putem împlini voința ta în momentele grele. Te rugăm, ascultă. Apără-i pe toți aceia care muncesc în condiții grele și primejdioase. Te rugăm, ascultă. Mângâie-i cu prezența ta pe cei aflați în agonie și primește pe cei reposați să se bucure de vederea ta. Te rugăm! Doamne Părinte Ceresc, te rugăm cu umilință și încredere, prin milocirea Precuratei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, să reverși cu îmbelșugare binecuvântarea ta asupra bisericii, asupra noastră, pentru ca după exemplul lor să ne îndeplinim și noi cu râvnă îndatoririle și astfel să ne bucurăm împreună cu El în biserică, în familia cerească. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Sacrete azi, vinitirege poporul, că cel pe crucere stigânit, am înviat din vume berea morții, așa cum m-a făgăduit. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Sunete mai în vierii martori și spune-m lumine necetat. A noastră sine curvă speranță, e doar Iisus cel înviat. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Hristos am înviat abat din morți, moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viviață dăruim bine dumneavoastră.
Hristos, amene, viviam amat din morți, moarte-a pe moarte, călcând și celor din morminte, viviață, dărui divine Domnule. Hristos, amene, viviam amat din morți, moarte-a pe moarte, călcând și celor din morminte, viviață, dărui divine Domnule. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să se înalță la tine, Doamne, rugăciunile noastre, împreună cu darurile pe care ți le oferim, în bunătatea ta curăță-ne de păcate, pentru că astfel să ne facem tot mai vrednici de tainele iubirii tale părintești, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și vivi cu Duhul tău. Dus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vreme vedenic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos Domnul nostru. El, supunându-se morții de bunăvoie, a dus la desăvârșire sacrificiile legii vechi, prin moartea sa pe cruce, și oferindu-se pe sine însuși pentru mântuirea noastră, el singur rămâne purur preot, altar și miel de jertfă. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plin este cerul, plin e pământul, de mărirea voi, Osana, vântru, ce-i de nesus, bine-este, bovenetat, ce-vele ce vine în tronumele Domnului, Osana, vântru, ce-i de nesus. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura,
căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din al cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta povestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea de aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, primește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfă prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, cum electis tuis hereditate in consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis e gloriosis martiribus, cum santo Iosefo et omnibus santis, quorum intercessione apud te, confidimus adiuvari. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Amin.
Semnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Mirelul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatele lumei, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatele lumei, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatele lumei, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, dar spune numai un Rămâi cu noi.
ești păstorul cel bun, iar noi suntem turma. Tu-ți dai viața pentru oile tale. Tu ești lumina în întunericul acestei lumi, Tu ești calea, adevărul și viața. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești alinare în suferințe, Tu ești liniștea sufletelor noastre. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești vița, iar noi suntem mlădițele. Uniți cu tine avem viața ta în noi. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Nimic nu putem face fără tine. Împreună cu tine culegem roade, mă belșugam a tebe. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Nu năgădui, Doamne, să te părăsim, Căci Tu ai cuvintele vieții veșnice. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Chiar de ne vine greu să Te urmăm, Mai greu este să rămânem fără tine. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Atunci când crucea ne apasă greu pe umeri, Ajută-ne să urcăm pe urma Ta calvarul. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Sufletul lui Hristos sfințește-mă, trupul lui Hristos mântuiește-mă, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos întărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă, în rănile Tale ascunde-mă, nu mă lăsa să mă desparte de Tine, Tu-i vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă-mă, și poruncește-mi să vin la Tine, Ca să te laud cu sfinții tăi, În vecii vecilor.
Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, care prin învierea lui Hristos ne renoiești pentru viața veșnică, te rugăm, înmulțește noi roadele tainei pascale și revarsă în inimile noastre puterea hranei aducătoare de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Credincioși, vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Începe astăzi luna mai, lună dedicată Sfintei Fecioare Maria. Pe lângă alte rugăciuni și devoțiuni personale, în fiecare seară înainte de liturghie, vom recita împreună rugăciunea Sfântului Rozariu, care va fi condusă de un preot. Mâine luni, la ora 9:30, la căminul Xaverianum din Copou, va fi celebrată o sfântă liturghie pentru credincioșii greco-catolici în a doua zi de Paște. Joia viitoare este solemnitatea Înălțării Domnului. Programul liturghiilor este ca în zilele de duminică. Vineri și sâmbătă este prima vineri și prima sâmbătă din lună. Vineri vom vizita bolnavii pentru spovadă și împărtășanie. Sâmbăta viitoare se celebrează la Buruienești, județul Neamț, ziua tineretului. Cei care doresc să participe, să se anunțe până joi la Părintele Cristian Bârnat. Pentru duminica viitoare, în preajma și cu ocazia zilei bolnavului, copiii și tinerii din comunitatea noastră au pregătit un mic spectacol pentru cei bolnavi și pentru persoanele în vârstă. Astfel, aceste persoane vor participa la liturghia de la ora 16, iar spectacolul începe după liturghia respectivă. Toate persoanele care vor veni sau care vor trebui transportate sunt rugate să anunțe la biroul parohial până miercuri seara ca să ne putem organiza. De asemenea, de ziua bolnavului, pe 13 mai, se va organiza un pelerinaj special al bolnavilor la Cacica. Toți cei care vor să participe să anunțe la biroul parohial până la sfârșitul acestei săptămâni. Vă mai anunțăm că a apărut revista Lumina Creștinului și De la răsărit la apus. Colecta din duminica viitoare este pentru presa bună. Tot duminica viitoare este hramul bisericii de la Tomești. Sfânta liturghie va fi la ora 11. Iar acum, la sfârșit, preasfințite, permiteți-mi să vă adresez din partea preasfințitului Aurel, din partea celor de față și cred în asentimentul multora care nu au putut fi prezenți, un cuvânt de felicitare și de mulțumire. Tocmai am celebrat Sfânta Liturghie, Euharistia, care este forma cea mai înaltă de mulțumire și de laudă pe care o putem aduce lui Dumnezeu. Astăzi, pe lângă motivele personale, avem acest motiv special, deosebit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul făcut bisericii noastre prin consacrarea excelenței voastre de acum 26 de ani, dar mai ales prin ceea ce a însemnat misiunea și slujirea excelenței voastre în această perioadă pentru biserica noastră. Vă felicităm și vă mulțumim și pentru exemplul de păstor pe care ni l-ați dat în acești ani și pentru că mulți dintre noi v-am simțit aproape, v-am simțit totdeauna ca un părinte. Îl rugăm pe Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Fecioare, prin mijlocirea Sfântului Iosif, să vă dăruiască mulți ani cu sănătate și bucurie în slujire. Iar acum, la sfârșit, împreună vă cântăm tradiționala noastră urare. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să vă trăiți, la mulți ani să vă trăiți, mulți ani, la mulți
mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Am anunțat la început că preasfințitul ne va spune un cuvânt despre Sfântul Iosif. Îl ascultăm cu plăcere. Ascultăm-o, excelența, la vostra parola, sus San Giuseppe, grazie. Sono molto felice di trovarmi in mezzo a voi in questa circostanza, perché è la prima volta che sono in Romania per venire a incontrare la comunità dei padri Cavanis e mi trovo nella felice circostanza dell'anniversario della ordinazione episcopale del vostro vescovo. Sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră cu această ocazie deosebită, pentru că este prima dată când vin în România, am venit să-i vizitez pe părinții Cavanis, dar iată că cu această ocazie iau parte și la sărbătoarea episcopului vostru. La Chiesa vuole che sia ricordata solennemente l'anniversario della ordinazione episcopale del proprio vescovo. Biserica dorește ca aniversarul consacrării episcopale a episcopului să fie celebrată cu multă solemnitate. Per ricordare a tutti i fedeli e a noi vescovi l'identità del vescovo. Chi è il vescovo? Ca să amintească tuturor credincioșilor și nouă episcopilor, care este identitatea episcopului? Il vescovo è il primo testimone della resurrezione di Gesù. Episcopul este primul martor al învierii lui Iisus Hristos din morți. Il vescovo è il primo testimone del Vangelo. Episcopul este primul martor al Evangheliei. Il vescovo è colui che testimonia che Gesù è vivo ed è presente nella Chiesa. Episcopul este cel care dă mărturie că Iisus Hristos este viu și este prezent în biserică. Per questo è il successore degli apostoli. De aceea este succesorul apostolilor. Perché è colui che testimonia Gesù è vivo. Este cel care dă mărturie că Iisus este viu. E allora io mi unisco a tutto il clero per porgere al vostro vescovo, un vecchio vescovo, io sono vescovo da 28 anni, i miei migliori auguri perché possa essere davvero il testimone della resurrezione di Gesù. De aceea mă unesc cu întregul cler al diecezei ca să adresez cuvinte de urare de bine episcopului vostru. Eu, în calitate de episcop mai bătrân, am 28 de ani de episcopat. Di essere il profeta della speranza. Să fie profet al speranței. Di essere per tutti la sorgente della gioia. Să fie pentru toți izvor de bucurie. Oggi è la festa di San Giuseppe Artigiano. Astăzi este sărbătoarea Sfântului Iosif Muncitorul. Se ci affidiamo a lui, ci conduce a Nazareth. Dacă ne încredințăm lui, ne conduce la Nazaret. Ci presenta la sua famiglia. Ne prezintă familia sa. E ci dice che come la sua è la santa famiglia, così tutte le famiglie possono diventare sante. Și ne spune că așa cum familia lui este sfântă, toate familiile pot să devină sfinte. Ci introduce nella sua bottega di falegname. Ne introduce în atelierul său de tâmplărie. E ci dice che con il lavoro possiamo santificarci. Și ne spune că prin muncă ne putem sfinți. Ci conduce per le vie di Nazareth. Ne conduce pe străzile din Nazaret. Dove lui non era né il sindaco né un rabbì.
unde el nu era nici primar, nici rabin învățător. Ma era un operaio semplice. C'era un lucrător simplu. E insieme a Gesù. Și împreună cu Iisus. Ha testimoniato il Vangelo nel silenzio per 30 anni. A dat mărturie despre Evanghelie timp de 30 de ani. E allora chiediamo oggi a San Giuseppe. De aceea să cerem astăzi Sfântul Iosif. La grazia che le famiglie diventino sante. Harul ca familiile să devină sfinte. Che non manchi il lavoro a nessuno. Să nu lipsească locul de muncă pentru nimeni. E che siamo dei testimoni del Vangelo con la vita. Și ca să fim martori ai Evangheliei cu viața. Possiamo affidarci a Lui con fiducia. Putem să ne încredințăm Lui cu încredere. Perché Santa Teresa d'Avila, una grandissima santa, Sfânta Teresa de Avila, o mare sfântă, ci ha detto che non ha mai chiesto una grazia a San Giuseppe che non gliel'abbia concessa subito. Ne-a spus că nu a cerut niciodată vreun har Sfântului Iosif care să nu-i fi fost încredințat, dăruit îndată. Auguri vivissimi, eccellenza. Felicitări preasfințite. E complimenti alla vostra comunità. Și felicitări pentru comunitatea dumneavoastră. Îi mulțumim preasfințitului Giuseppe. Eu în propriu în quel giorno di San Giuseppe. Mulțumim că a venit la noi, că ne-a spus aceste cuvinte, chemându-ne pe urmele lui Iosif, cel Sfânt, în familiile noastre, în familia noastră, a bisericii locale. Mulțumesc, Părintele Alois, pentru cuvintele de la Sfânta Liturghie și sigur că mulțumesc și oaspeților noștri, grație a voi, ospite de Institutul Cavanis, de Veneția, Roma, că siete qui con noi, că lavorate voi a Pașcan. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați luat parte și sigur părinților noștri care sunt în altar și celor care sunt uniți astăzi cu noi prin intermediul internetului. Tuturor vă dorim să aveți binecuvântare de la Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Domnului și a Sfântului Iosif. Și acum, împreună cu Preasfințitul, vom împărți binecuvântarea pentru a ne întoarce acasă, să dăm mărturie despre Hristos cel viu. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Te bucură a cerului regină, de cele pe care în brațe l-ai purtat, rupând blestemul greu al omenirii, triumfător din morția înviat. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Biruitor, călcând asupra morții, Hristos înalță falnic din mormânt. Și luminos
ca razele de soare, viu strălucește chipul lui preasfânt. Aleluia, 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 aleluia.